Ce zidești și ce fel de rod tu ești? Am auzit venind dinspre pământ multe voci ce mă strigau, implorând să mă cobor prin Duh Sfânt să le vorbesc. Eu, în marea mea bunătate, mă cobor când sunt chemat, căci așa am spus odată și cuvântul nu-mi încalc. Auzit am cereri multe, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, dar puțini veneau să-mi spună, Doamne, ție-ți mulțumesc. Iar apoi, plin de tristețe, capul jos mi-am aplecat, fiindcă al meu popor doar cere lucruri fără de valoare, dar credință și putere sunt puțini care îmi cere. Omule, ce alergi grăbit să strângi paie, fân și trestii, ți-ai pus oare întrebarea dacă azi te chem acasă, te mi-ai trezi la înviere? Ce vei mai face? Cum vei sta în fața tronului suprem de judecată, când îți voi cere socoteală pentru al tău suflet? Ți-e greu să-ți desprinzi inima de lucrurile firii, ți-e greu să intri în cămăruță și să mă chemi în rugăciune. Oh, și câtă nepăsare, ațipirea e în floare, la învoane se strecoară erezii preconcepute. Puțin mai vestesc cuvântul, curat după sfânt dreptar, fiindcă înțeles au slujba ce eu, Domnul, le-am încredințat. Alții pun de la învoane cuvinte ca să gâdile urechea, altfel supără poporul și scade audiența, și așa lăsăm neghina să înmulțească tot mai tare. Lapte vor, nu hrană tare, bieții, copilași, adulți, când le spui că Domnul vine, ei mai tare cad în somn. Trezire eu strig mereu de pe înălțim, nu mai stați în ațipire, căci puțin mai port haina de milă și în curând pe cea de judecător o voi îmbrăca. Stăruiți, popor, mai mult în post și în rugăciune și lăsați-vă de basme, glume, fiindcă spus-am în cuvânt, căci la doi stăpâni nimeni nu poate sluji.
mă întreb de multe ori ce nu am făcut viei mele. Am săpat-o, i-am pus gunoi și la rădăcină apă i-am turnat mereu să aducă rod bogat și cu sevă îmbrăcat. Dar observ că tot mai mult roadă nu găsesc la mulți și de atâția ani pe calea mea rodul-i tot mai slab și lăstarii ce au dat sunt sălbatici și fac struguri acre. Adunați cu mine roade sfinte pentru cer, nu mai strângeți trestie și fân, căci vor arde și ați rămâne cu nimic. Clădiți argint și pietre scumpe, comori ce nu se vestejesc și răsplătirea vă va fi eternă sus în palatul meu regesc. Veniți-vă în fire, popor de legământ, și întoarceți-vă la tatăl meu acasă. Lăsați alumii roșcove, căci tatăl meu vă așteaptă. Nu-ți fie greu să-ți zdrobești euul, renunță la mândrie, căci Duhul meu îți dă putere când e chemat să te salveze. Și atunci starea ta se schimbă, nu mai dorești firești plăceri, ci doar cu mine în rugăciune, cerând ca eu cu noi puteri să te îmbrac. Căci sunt un Dumnezeu gelos și slava mea nu o împart cu nimeni. Eu vreau totul sau nimic. Ești liberul arbitru să alegi. Acest cuvânt ți l-am trimis prin Duhul Sfânt de la înălțim și te rog să-l cercetezi și tu, iar apoi întreabă-te și tu, creștine, ce zidești, unde zidești, pe ce zidești și ce fel de pom tu ești. Amin, amin.